Focuri de armă la Ceadăr Lungă. Mai multe împușcături au fost efectuate chiar în apropiere de piață. Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de astăzi, în jurul orei 14. Potrivit ofițerului de presă al poliției din regiune Snejana Tocan, ar fi vorba despre o instruire a personalului de poliție. Informația precum că o persoană necunoscută a efectuat împușcături în piața din Ceadăr Lungă a invadat internetul. Nu era însă niciun motiv de îngrijorare, susține poliția din autonomia găgăuză. Și asta pentru că focurile au fost declanșate în cadrul unei instruiri organizate de Inspectoratul General de Poliție. Pe unele site-uri de știri au fost difuzate informații precum că o persoană necunoscută a folosit arma de foc în orașul Ceadăr Lungă în raport cu o altă persoană. Informația este falsă. Angajații Inspectoratului General de Poliție au efectuat exerciții de îmbunătățire a abilităților de mânuire a armelor din dotare și de sporire a siguranței la folosirea acestora în misiunile de serviciu. Potrivit poliției, astfel de exerciții se desfășoară în toată țara.